ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Și plânge mama pe ceaslov și-n barbă plânge tata. Trupul neînsuflețit al marelui actor Alexandru Arșinel va fi depus astăzi la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, acolo unde artistul a jucat mai bine de jumătate de secol. Mari actori și toți cei care l-au iubit sunt așteptați să vină să-și a rămas bun. La teatru se află și colega mea, Cristina Anton. Cristina, te ascultăm. Suntem la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, locul pe care marele actor Alexandru Arșinel l-a iubit atât de mult. Este locul în care a jucat pe scenă 54 de ani și a fost apreciat și aplaudat de către publicul larg, care venea special la teatru pentru a-l vedea pe marele actor jucând și pentru a-i vedea bucuria din ochi atunci când e pe scenă, pentru că asta ne-a spus și nouă într-un interviu în exclusivitate pentru România TV, că cel mai mult se simte bine pe scenă. Acolo este locul pe care îl adoră cel mai mult. Știm că a fost și directorul acestui teatru de revistă, Constantin Tănase, la care ne aflăm și noi acum, asta până când a fost îndepărtat. A suferit foarte mult marele actor după ce nu a mai fost lăsat la conducerea acestui teatru. Știm că de atunci au și început în mare parte problemele lui de sănătate. A făcut în acele zile un puseu de tensiune, a chemat salvarea. Pentru că, ne spunea Alexandru Arșinel atunci, nu a putut să accepte umilința. A suferit foarte mult pentru că și-a dedicat viața acestui teatru, pentru că vorbim până la urmă despre o viață de om. A jucat atâția ani, așa cum vă spuneam, 54 de ani pe scenă și nu a suportat ideea că a fost îndepărtat. De asemenea, în ultima perioadă știm că apăruseră și discuții legate de certificatul său de revoluționar și de câți bani trebuie să dea înapoi statului. A fost retras acel certificat și pur și simplu marele actor a suferit. Se dădea în el în toate părțile în ultima perioadă. Se simțea din ce în ce mai rău, problemele de sănătate îi se agravaseră. Însă de un lucru suntem foarte siguri, că a iubit scena, a iubit să stea în fața publicului și acum, uitați-vă, au rămas doar aceste candere. Și până la urmă, acesta este locul unde a și apărut ultima dată în fața publicului. A fost omagiat anul trecut, în luna decembrie, la Galele Savoi, unde, așa cum vă spuneam, a apărut pentru ultima dată pe scenă. Acum, astăzi, trupul neînsuflețit va fi adus aici, timp în care toți cei care l-au iubit, mari actori, pot veni să își ia rămas bun de la acesta, atât astăzi cât și mâine.